Vă salut cu pacea Domnului și vă spun un bine ați venit în această seară, acum la început de sabat, în locașul Său cel Sfânt. Mulțumim Domnului pentru acest mare privilegiu și mă bucur că putem să fim din nou împreună și acum. Prima dată când fratele meu m-a rugat să vin, mă gândeam, vine seara, probabil nu o să știe prea mulți, schimbare de oră, mă gândeam, vom fi două, trei persoane, însă mă bucur că suntem într-un număr atât de mare. Cum vă spunea Domnul, să vă binecuvânteze alegerea pe care ați făcut-o, Dumnezeu să binecuvânteze și pe cei care n-au putut să vină și să ne dea putere și înțelepciune să facem voia Lui. În această seară m-am gândit, de fapt, atunci când să pregătesc un subiect, aveam un subiect pregătit chiar înainte de pandemie, când s-a închis chiar înainte de ultima săptămână, chiar ultima sau prima vinere când s-a închis, eram chiar programat să țin eu un cuvânt și mă gândeam să vin cu acest subiect, să pregătesc altul, însă nu știu de ce Dumnezeu m-a îndemnat și în această seară și parcă îmi venea tot timpul în minte mesajul ăsta, un mesaj pe care pentru mine are o relevanță foarte mare, un impact destul de mare, adică m-am simțit atât de nepregătit pentru evenimentele care vin. Și am zis, m-am decis că atunci, probabil că dacă eu am nevoie de acest mesaj, probabil că și biserica are tot nevoie de acest mesaj într-o mare măsură. De aceea m-am hotărât ca în această seară să prezint același mesaj pe care l-am pregătit și atunci și sperăm că Dumnezeu să ne îndrepte gândurile și mai ales să ne pregătească și să înțelegem, de fapt, mesajul pentru a putea fi pregătiți. Amin. Poate că ați observat așa într-o mare măsură că atunci când am avut în general ocazia să prezint un cuvânt din partea Domnului, în general intenția mea și dorința mea a fost ca să prezint, să zic, acele mesaje, acele subiecte care poate să ne ajute în pregătirea noastră pentru evenimentul care ne stă în față, și anume venirea Domnului Iisus Hristos. Și aș dori să fim conștienți de ceea ce înseamnă, de ceea ce implică în viețile noastre acest lucru pentru fiecare din noi la nivel personal. De aceea, cu această ocazie, aș dori să ne reamintim puțin despre un eveniment destul de important, cel pe care îl aminteam, adică venirea Domnului Hristos, lucru pe care fiecare așteptător a Domnului cred că este lucru cel mai important și este menirea noastră. Scriptura ne repetă în multe locuri despre acest lucru. Chiar în Apocalips știm că scrie și Domnul Iisus ne spune foarte clar: eu vin curând. Iar de această eminentă revenire a Domnului Iisus suntem conștienți fiecare dintre noi. Însă, de multe ori când ascultam câte o predică pe internet, spunea unii că s-auzeam anumite replici care spunea că Domnul poate veni chiar astăzi. Însă, Sfânta Scriptură ne relatează în unele locuri un motiv pentru care a trebuit să ținem seama și care ne poate spune că n-ar putea să vină chiar azi. Și aș dori să citim pentru acest lucru în Apocalips, capitolul 19, să deschide Sfânta Scriptură pentru cei care o aveți la dumneavoastră. În capitolul 19, versetul 7 și versetul 8. Sfânta Scriptură ne spune astfel: să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta Mielului, soția Lui s-a pregătit. Și i s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. N-aș dori să mă refer aici la ceea ce înseamnă sau ceea ce reprezintă nunta, la ceea ce înseamnă toate celelalte lucruri amintite în acest text, pentru că, dacă bine amintesc, anul trecut am avut un studiu referitor chiar la acest lucru, a fost dezbătute destul de pe larg. Însă aș dori, în mod special, să observăm o expresie care se află în acest text. Spune că a venit nunta Mielului și soția Lui s-a pregătit. Cum spunea, știm cine este Mielul, este Domnul Hristos, știm cine este soția, Noul Ierusalim sau în Scriptură, în scrierile Ellen White spune că este biserica. Și
aș spune că ambele lucruri sunt corecte. Aici în acest pasaj, în special, citim și ni se reamintește un cuvânt pe care doi să-l ține minte. Spune că soția lui face ceva, se pregătește. Și este gândul pe care aș dori să-l rețineți pentru a putea să înțelegem mai bine mesajul. Iisus nu poate veni azi pentru că soția lui, adică biserica, adică noi, nu suntem pregătiți, iar el nu poate veni. Înseamnă că venirea Domnului Hristos depinde în mare măsură de pregătirea pe care o avem sau o facem fiecare dintre noi. Și ar fi bine ca această pregătire să nu o neglijăm în viețile noastre. Dar haideți să vedem o altă imagine care ne prezintă sau este legată de venirea Domnului Hristos. Este o profeție care ne arată sau ne spune despre prima venire a Domnului Hristos. În Isaia, capitolul 40, cu versetul 3 și 5. Un glas strigă, pregătiți în pustiu calea Domnului, neteziți locurile uscate, un drum pentru Dumnezeul nostru. Și versetul 5, atunci se va descoperi slava Domnului, în clipa aceea orice făptură o va vedea, căci gura Domnului a vorbit. Deci la prima venire a Domnului Hristos, ca și în ceea ce ne scrie și aici despre Ioan Botezătorul, care a profetizat acest lucru, a existat, între aceste două lucruri există o legătură. Și în ambele două cazuri există un lucru. Există o pregătire pentru acest moment, pentru acest eveniment. Eu înțeleg că în acest moment, biserica, adică noi, este undeva în camera de pregătire. Iar Iisus, adică Mirele, aș putea spune, are atât de bun simț, încât nu dă buzna în camera de pregătire pentru a surprinde pe mireasă, ci așteaptă cu răbdare, așa cum ne spune în Apocalips, capitolul 3, eu stau la ușă și bat. El așteaptă cu nerăbdare ca ea să fie gata și să se îmbrace, cum spune textul, să se îmbrace cu haina lui Iisus, cu neprihănirea lui Iisus. Perioada aceasta de timp pe care o trăim este o perioadă destul de foarte importantă și este un timp special oferit de Dumnezeu pentru, și mai ales din dragoste pentru noi, pentru a putea, așa cum spune Luca capitolul 1, pentru a avea un orod bine pregătit. Până când însă aceste detalii de pregătire, adică caracterele noastre, până când noi suntem pregătiți cu adevărat, nu sunt aranjate, așa exact ca și la o nuntă, până totul nu este gata, mirele nu poate sosi. Aș dori în continuare să intrăm puțin chiar în mezul mesajului, în această ocazie, și mă întrebam, și poate că și mulți dintre dumneavoastră și-a pus această întrebare, oare care ar fi acel semn sau acel mod prin care Dumnezeu testează astăzi realitatea pregătirii în dreptul nostru, la fiecare persoană personal? Sau mai bine spus, are Dumnezeu un mod de a ne analiza, de a ne testa sau de verifica dacă suntem pregătiți pentru venirea Domnului Hristos? Și mai ales, prin ce lucru face Dumnezeu acest lucru? Și despre acest lucru aș dori să studiem puțin, pentru că El a așezat în Sfânta Scriptură, în cuvântul Său, multe lucruri care noi putem să le înțelegem și din care putem să vedem acest punct, acest test care Dumnezeu îl face pentru ziua cea mare. Și acest lucru, El intenționează să-l facă o dată pe săptămână în viața noastră. Iar acest lucru ne va arăta la nivel personal dacă suntem gata sau nu pentru venirea Domnului. Și aș dori să descoperim aceste indicii biblic, din Biblie, lucruri pe care atunci când le-am căutat, când le-am studiat,
pe mine puțin m-am îngrozit, dacă aș putea să vorbesc, să folosesc o expresie mai dură, pentru că m-am simțit foarte, foarte nepregătit pentru acest lucru. Și aș dori să citim din Marcu, ca să deschidem, să înțelegem mai bine, din Marcu, capitolul 15, versetul 42. Și spune astfel, versetul 42, capitolul 15. Când s-a înserat, fiindcă era ziua pregătirii, adică ziua dinaintea sabatului. Aici vedem, de fapt, această ilustrație este cam scrisă cam de toți evangheliștii, dacă bine mi-am inteles, cred că în fiecare evanghelie găsim expresia aceasta despre ziua pregătirii. Și ne este descoperit acest aspect, și anume că ziua pregătirii este ziua dinaintea sabatului, adică ziua șasea. Deja este, să zic, semnificativ și destul de interesant sau foarte important numită ziua pregătirii, pentru că noi am discutat despre pregătirea noastră pentru venirea Domnului Hristos și aș putea spune simbolic că acum trăim această zi, această mare zi de pregătire. În Exod, capitolul 16, cu versetul 5, și-a dorit să citim și acest lucru, pentru că toate textele ne explică anumite lucruri pentru a înțelege mesajul. Exod, capitolul 16, cu versetul 5. Pentru a putea pune, cum ascultam într-o predică, piatră cu piatră, pentru a putea înțelege ce ne spune Dumnezeu. Și aici ne se relatează tot despre această zi, spune în versetul 5, în ziua șasea, când se vor pregăti pentru a pregăti ce au adus acasă, vor avea de două ori mai mult decât vor strânge în fiecare zi. Aici vedem și despre, este relatat în special minunea cu mana, o minune și o relatare care are o singură lecție pentru fiecare dintre noi, cât pentru poporul Israel de atunci și pentru noi astăzi. Și anume lecția cu privire la importanța pregătirii pentru ziua sabatului. Această zi de pregătire este și ea foarte semnificativă. Dumnezeu nu a ales-o la întâmplare, ca să o numească așa, și în această expresie, cum spuneam, are tot mesajul din această seară pentru Dumnezeu, pe care El dorește să ne-l prezinte. Și ce ar trebui să însemne această zi pentru noi, această zi de vineri. Aș dori chiar să vă dau un exemplu din viața de zi cu zi, un exemplu negativ și un exemplu pozitiv, cam cum se întâmplă în viața noastră de zi cu zi pregătirea pentru sabat. Din viața de zi cu zi, poate foarte sau mulți dintre noi suntem conducători auto și fiecare știm că atunci când vedem semnul stop de departe, facem o pregătire pentru acest lucru. Încetinim, ne apropiem frumos și ne oprim în dreptul indicatorului. Dăm prioritate și așa mai departe. Asta ar fi exemplu bun. Însă există și un exemplu rău, celălalt, care mașina vine cu viteză, deși vede stopul, vine până la câțiva metri și acolo, dintr-o dată frânează brusc. Modul în care noi sfințim sabatul aici pe pământ, în experiența noastră de la o săptămână la alta, pentru o mare parte, sau n-aș putea să spun pentru majoritatea copiilor lui Dumnezeu, a ajuns să cam fie ca această mașină care vine într-o mare viteză. Iar atunci când vine vineri seara, dintr-o dată frână. Însă această senzație știm foarte bine că este una foarte neplăcută și din păcate, cum spuneam așa, precedăm, sau cel puțin eu, procedez de multe ori în viața mea spirituală cu lucrurile Dumnezeu. Și în mod special are legătură cu ziua de sabat. Facem ce facem, cam în timpul săptămânii, știm cam fiecare, alergăm, încoace încolo, cam tot timpul este o nebunie totală, stres, agitație. De multe ori abia avem timp să facem chiar toate lucrurile, alergăm, îngrămădim, cum spuneam, lucrurile una între alta,
dormim puțin, suntem nervoși, agitați, tranzacții, călătorii și dintr-o dată, când vine sabatul, punem frână. Noi vrem să ne oprim și eu zic de multe ori că mă opresc, să ne gândim la Dumnezeu, dar din păcate acest lucru nu este posibil. Este exact ca și mașina care se oprește și avem această senzație foarte neplăcută. Însă Dumnezeu nu dorește astfel de lucruri. Și mai ales în cele spirituale. Atunci când vine ziua de vineri, ar trebui să fim ca și mașina cu senzația bună. Să oprim frumos, să fie totul liniștit, plăcut. Iar aceste lucruri multe le-am găsit în Spiritul Profetic și o să am mai multe citate, să le dau citire din Spiritul Profetic, din scrierile Sorii White. Sunt foarte multe sfaturi de cum ar trebui să ne pregătim pentru ziua sabatului, pentru a înțelege și mai ales de a vedea ce ne lipsește, de ce avem nevoie și cum putem să facem lucrurile așa cum sunt pe placul lui Dumnezeu. Și să fie ca ziua sabatului să fie sfințită și plăcută lui Dumnezeu. Și a doua să vă citesc, îmi spuneam câteva texte din Mărturii pentru Biserică, volumul 6, varianta pe care o am eu. Aici, la pagina 284, pentru cei care doriți să vă... Sunt foarte multe texte. Aici am întâlnit un lucru foarte interesant. Spune Sora White, deși pregătirea pentru sabat trebuie să fie făcută pe tot parcursul săptămânii, aici aș dori să mă opresc. Atunci când am citit textul, nu știu, am citit textul de mai multe ori și spre rușinea mea am trecut de acest lucru. Spune că pregătirea pentru sabat sau pregătirea pentru sabat trebuie să aibă loc pe tot parcursul săptămânii. Însă, ce fac eu în cele 6 zile? Folosesc timpul meu la maxim, de multe ori în plăcerile mele, cu dorințele mele, și aici n-aș dori chiar să mă refer la timpul în care poate fiecare dintre noi și eu îmi câștig existența cinstit, sunt credincios, lucrez, cum a spus Dumnezeu, însă aici, în mod special, Dumnezeu vrea să ne aducă în față excesul pe care îl facem atunci când ne pregătim pentru ziua sabatului și astfel chiar sabatul poate fi pângărit. Și vom vedea și de ce. La doi să vă citesc tot textul ăsta la început. Spune iar, deși pregătirea pentru sabat trebuie să fie făcută pe tot parcursul săptămânii, vinerea trebuie să fie ziua specială de pregătire. Spune că să fie ziua specială de pregătire. Observăm că aici Dumnezeu face o diferență foarte clară între cele 5 zile de luni până joi și ceea ce înseamnă ziua de vineri. Pentru Dumnezeu reprezintă o zi specială, ziua în care să lăsăm totul deoparte, să uităm de tot ceea ce s-a întâmplat în această săptămână și să facem strict lucrurile de pregătire care ne ajută să intrăm în ziua sabatului. Aș mai citi în context, am mai multe texte pregătite. Când ne aducem aminte de sabat în felul acesta, lucrurile trecătoare nu vor fi lăsate să domine în detrimentul celor spirituale. Nici o îndatorire care are de-a face cu cele 6 zile de lucru nu va fi lăsată pentru sabat. În timpul săptămânii, energia noastră nu va fi atât de epuizată în munca pentru cele trecătoare, încât în ziua când Domnul s-a odihnit și a primit înviorare, noi să fim prea obosiți ca să ne angajăm în slujba sa. Aici putem oarecum fiecare dintre noi să ne analizăm și să vedem dacă ținem corect sabatul. Dacă vineri seara suntem obosiți, cum spuneam, istoviți, dimineața de multe ori ne foarte greu să ne trezim, să venim la serviciu divin, iar atunci când venim de multe ori ne foarte greu să ținem ochii deschiși, să nu mai vorbim de slujirea pe care o avem în biserică în acea seară de vineri. De multe ori ne vine
când suntem foarte obosiți, ca tot sabatul ne vine să stăm, să ne odihnim, și acesta devine o problemă pentru fiecare dintre noi. Să nu uităm un lucru, că tot ceea ce s-a spus până acum și am spus până acum cu privire la pregătirea noastră pentru ziua sabatului este punctul în care eu doream să ajung. Pentru că vă spuneam la început că Dumnezeu asociază a doua revenire a Domnului Hristos cu venirea sa. Vă mai spun că nu este nicio diferență. El numește, adică nu este nicio coincidență că El numește vinerea ziua de pregătire. Pentru că aceste două lucruri sunt strâns legate între ele. Adică, pregătirea pentru a doua venire a Domnului Iisus este reprezentată, într-o oarecare măsură, de pregătirea noastră din zilele de vineri. Adică pentru începutul sabatului. Sau altfel spus, fiecare zi de vineri, când noi ne pregătim pentru sabat, reprezintă un semn, aș putea să spun în miniatură, a modului în care noi vom fi pregătiți pentru a doua venire a Domnului Iisus. Dumnezeu a lăsat acest lucru ca un semn în fiecare săptămână, așa încât noi să ne putem cerceta și să ne dăm seama dacă suntem sau nu suntem pregătiți pentru venirea Domnului. Dacă vom fi sau nu vom fi mântuiți. Să mai luăm aminte la câteva lucruri și să fim atenți cât lucrăm, cum spuneam în textul, l-am citit, cât lucrăm săptămânal pentru a nu fi istoviți pentru sabat. Să nu fim pe drumuri până apune soarele, sau poate de multe ori se întâmplă chiar după. Să nu facem în așa fel încât lucruri pe care, din păcate, îl pățesc și eu, să ne uităm la ceas, mai e un minut, mai sunt două minute, un minut, și repede deschidem sabatul. Sau cum spunem noi, frână. Acesta, din păcate, nu este sfințirea sabatului. În context din Spiritul Profetic, tot din această pagină, ne spune astfel: înainte de începerea sabatului, atât mintea cât și trupul trebuie să fie îndepărtate de la treburile lumești. Dumnezeu a așezat sabatul său la sfârșitul celor șase zile de lucru, pentru ca oamenii să se poată oprească și să gândească la ce au realizat în cursul săptămânii ca pregătire pentru împărăția cea curată, în care nu este primit nici un călcător de lege. Ni se spune că vinerea este ziua de pregătire și este pus la sfârșitul celor, și sabatul este pus la sfârșitul celor șase zile, pentru ca oamenii să oprească și să vadă, cum spun, ce au câștigat în cele șase zile. Ce au câștigat în cele șase zile în ceea ce privește pregătirea pentru împărăția cea curată. Dumnezeu asociază oarecum pregătirea, dacă vedem aceste texte, pregătirea de vineri pentru sabat cu pregătirea noastră pentru acea perioadă de timp, pentru această perioadă de har. Aș putea spune că Dumnezeu face un test în zilele de vineri, ca să vadă cât suntem pregătiți sau cât suntem de pregătiți fiecare dintre noi pentru acest eveniment. Dacă nu reușim să ne corectăm oarecum ceea ce mă lupt și eu în viețile noastre, în acest moment de pregătire, vom fi găsiți nevinovați. Și este mesajul din partea lui Dumnezeu pentru această ocazie. Tot în Sora White ne mai spune un lucru interesant. În fiecare zi de sabat, noi ar trebui să ne cercetăm sufletul, să vedem dacă săptămâna care se încheie ne-a adus câștig sau pierdere din punct de vedere spiritual. Ar trebui, cum am zis, să ținem socoteala de aceste lucruri, cum spune aici, să ne facem o retrospectivă, să vedem ce am câștigat sau ce am pierdut din punct de vedere spiritual. Însă, lucrul cel mai important, din păcate, la sfârșit, va fi, și tot ceea ce va conta, va fi de modul în care vom păzi sabatul. Să vedem și în Spiritul Profetic o imagine a modului în care trebuie să ne pregătim pentru ziua sabatului. Sunt lucruri probabile pe care le cunoaștem, însă sunt lucruri pe care e bine să ne le reamintim. Și să vedem ce vrea să ne spună Domnul. Cum să facem?
Spune așa, înainte de apusul soarelui, membrii familiei să se adune, să citească din Cuvântul lui Dumnezeu, să cânte și să se roage. Aici vedem ce ne spune, ce să facem. Spune să ne rugăm, să studiem, nu să ne oprim brusc înainte cu câteva minute. Dumnezeu, din păcate, se întristează când vede probabil în viețile noastre această stare de lucruri. Dacă nu ne îndelimnicim cu lucrurile scrise în spiritul profetic și în Scriptură și în cele auzite și nu le punem în practică, din păcate, pentru noi va fi destul de greu. Neobișnuința, cum spuneam, de a proceda și de a arăta cum ținem sabatul este destul de nasoală, să zic, într-un cuvânt mai omenesc. Aș dori să mai vedem câteva sfaturi care ne dă Solomon White de ceea ce putem să facem. Sau ne învață ceea ce putem să facem, cum să facem schimbările. Spune că în privința aceasta este nevoie de o reformă, deoarece mulți au fost neglijenți. Este nevoie să ne mărturisim păcatele înaintea lui Dumnezeu și unul înaintea altuia. Mulți dintre noi, probabil și eu, greșim, și cu tot, însă El ne dă ocazia să facem lucrurile corect și drept, așa cum dorește El. Și aici mai aveam un sfat foarte bun. Ar trebui, în ceea ce privește păzirea sabatului, ar trebui să păzim cu gelozie hotarele sabatului. Aduceți-vă aminte că fiecare clipă este un timp sfânt și consacrat. În continuare, textul mai ne sunt, dacă mai citiți în mărturii, tot în această pagină, o să aveți câteva sfaturi importante și pentru cei care probabil aveți să angajați. Toate aceste lucruri ne arată și ne scot în evidență sau putem să vedem ce este mai important pentru noi. Alergătura, goana asta zilnică după bani, care, din păcate, cum spuneam, a ajuns să încalce orice principii al lui Dumnezeu în ce privește sabatul și pregătirea pentru acest lucru. Mai aveam un ultim text. Spune aici, dați-vă timp de pregătire ca să puteți întâmpina ziua Domnului liniștiți, purtându-vă astfel, nu veți suferi nici o pierdere, nici măcar în lucrurile materiale și vremelnice. Ne spune că procedând corect, sau procedând așa cum Dumnezeu ne spune, nu vom suferi nici o pierdere. Ba mai mult încă El ne va binecuvânta. Plus că vom avea mintea, vom avea sufletul mai pregătite, mai limpede și mai eliberați de poverile în această săptămână. Acest adevăr, aceste lucruri spuse și auzite în această ocazie sunt de la Dumnezeu. Doar aceia copii al Dumnezeu care iubesc cu adevărat și iubesc sabatul vor fi dispuși să facă orice sacrificiu pentru a sfinți și a sfinți și a ține ceea ce Dumnezeu ne-a spus. Trăim acea perioadă de timp din istoria acestui pământ care aș putea, și spuneam și mai devreme, simbolic spus, este marea zi a pregătirii. Această mare zi de vineri. Momentul în care Dumnezeu ne testează să vadă dacă iubim ziua și dacă suntem pregătiți pentru această zi. Și cum mă spuneam mai devreme, El face acest lucru săptămânal, în fiecare înainte de sabat, pentru a putea fi pregătiți sau să ne testeze dacă suntem pregătiți pentru a ne întâlni cu El. Cum știm, pământul a fost creat în 7 zile, cele 5 zile literale, vinerea, aș putea spune a 6-a și sâmbăta, sabatul. El îi spune că au trecut 5.000 de ani, mai mult de 5.000 de ani, aproape 6.000 de ani. Deci cei 5.000 de ani, aș putea să spun din nou simbolic, cele 5 zile, a 6-a, ziua de pregătire, cum suntem, a 6.000 de ani, și urmează a 7.000 de ani sau mileniul.
mileniu în care pământul va fi ars, iar toți cei aleși de Dumnezeu se vor odihni, adică sabatul din veșnicii. Din acest punct putem să vedem foarte clar legătura strânsă dintre ziua de vineri, ziua de pregătire și sabatul. Fie ca Domnul să ne ajute să înțelegem că prin modul cum ne pregătim pentru începerea sabatului, ne putem sau putem să vedem în ce stare este inima noastră, dacă este pregătită să întâlnească cu Iisus, Iisus care va veni pe norii cerului. Eu nu mă rog decât ca Dumnezeu să ne binecuvânteze și să putem să fim găsiți credincioși și pregătiți pentru acea zi măreață. Dumnezeu să fie alături de fiecare dintre noi și să ne dea putere să facem schimbările necesare în viața noastră. Amin. Mulțumim frumos pentru mesajul din această seară, pentru închiderea acestor momente de închinare. Vă invit să intonăm imnul 362. Tată, azi te rugăm.
Îți mulțumim, Tată din ceruri, pentru acest început de sabat binecuvântat. Îți mulțumim, Doamne, că am putut să fim din nou în locașul Tău. Îți mulțumim pentru dragostea cu care ne-ai însoțit până în prezent și îți mulțumim pentru fiecare clipă de har pe care ai dus în viața noastră. Te rugăm, Tată Ceresc, în numele Domnului Hristos, să fie alături de noi în continuare. Ajută-ne, Doamne, ca, potrivit cuvintelor Tale, să ne pregătim pentru venirea Domnului Hristos. Ajută-ne să fim atenți la cuvântul Tău și la ceea ce ne-ai spus Tu. Și ajută-ne ca tot ceea ce facem de acum înainte să facem doar spre slava și spre lauda numele Tău. Fii în continuare alături de noi, de fiecare în parte. Ajută-ne să ajungem cu bine la casele noastre, să avem odihnă această seară și dimineață, dacă este după voia Ta, să putem să fim din nou în locașul Tău cel Sfânt. Te lăudăm și preamărim pentru toate prin Domnul Hristos Mântuitorul nostru. Amin. Amin.